Astăzi mergem să aducem un omagiu de felicitare și zâmbet pe chipul doamnei Ina Malanciuc din satul Ocnița, raionul Ocnița. Toate gândurile bune sunt adunate în acest buchet minunat de trandafiri. Cu gânduri alese vin prietenii din Chișinău, cei care își doresc ca doamna Ina să fie fericită și să creadă că bunul Dumnezeu cu adevărat o iubește și are un înger păzitor pe tot parcursul vieții. La mulți ani mergem să-i spunem și să o surprindem frumos și noi, cu tot respectul pentru omageata de astăzi. Bună ziua încă o dată tuturor și în special dumneavoastră. Mai este numele meu și ofer serviciul surprize pentru cei dragi. Astăzi mi-a spus cineva, niște oameni foarte dragi sufletului dumneavoastră, dar și niște oameni care vă poartă un respect aparte, care vă iubesc și doresc să vă vadă fericită. Ne-au spus că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și ne-au rugat să venim să vă aducem emoții frumoase, emoții care cu siguranță nu se mai repetă și vreau să vă ofer aceste flori extraordinare. Mulțumesc frumos! Așa, într-adevăr, sunt superbe și dacă luăm bine seama și torta este pregătită în această tematică, la fel cu trandafiri, doar că sunt foarte ginga și foarte micuți. Și mai avem și un coș cu fructe, o să mă ajute deja cineva din rude, să vă oferim și coșul cu fructe. Torta cred că o să mă ajute mămica, da? Doamna Mila, vă rog frumos să țineți torta de sărbătoare, o să o feliace, o să o împărțiți cu toți cei care sunt prezenți la sărbătoare. Și desigur și acest coș cu fructe am să-l las aici pe scaun. Dar vreau să vă întreb dacă intuiți la invitația cui noi am venit astăzi. Aveți o parte... Nu știu. Aveți foarte mulți prieteni, ați spus, da? Da, am tare mulți prieteni. Care vă stimează și vă respectă. Eu nu vreau să spun, să menționez din partea cui, dar din mesaj cu siguranță dumneavoastră o să înțelegeți. Mesajul sună în felul următor. Draga noastră Ina, astăzi Dumnezeu vrea să îți spună că te iubește și am făcut acest gest pentru tine deoarece meriți. Acest an a fost greu pentru toți, dar mai ales pentru tine. Învățată să trăiești în doi, singurătatea aproape te-a doborât. Datoria noastră de prieteni e ca și noi să fim alături de tine așa cum putem, pentru că viața noastră e construită departe de a ta. Dar asta nu înseamnă că uităm de cea care mereu și-a pus suflet în greutățile altora. Nu înseamnă că gândurile noastre nu sunt lângă tine în zilele speciale. Draga noastră, astăzi Dumnezeu este în inima ta, iar cerul este în suflet. Să trăiești și să te bucuri de toți oamenii pe care te iubesc. Așa e viața, ne surprinde mereu. Sunt drumuri pe care ea te trimite chiar dacă tu nu vrei să mergi de-a lungul lor. Suntem siguri, scumpa noastră, că vor fi trepte pe care le vei urca atunci când vei crede că nu mai poți face nici măcar un pas. Vor fi oameni pe care îi vei iubi, deși la un moment dat ți se va părea imposibil. Vor fi momente în care vei crede că ești slabă, dar în acele clipe să știi că ești mai puternică decât ai fost vreodată. Să știi că ești o învingătoare, chiar dacă nu ai câștigat toate luptele care s-au dat în sufletul și viața ta. Ești iubită, ești valoroasă, ești puternică, ești frumoasă. Vrem să te știm bine
Și atunci când îți va fi greu, nu renunța. Drumul pe care mergi este ales de Dumnezeu. Ai încredere în El. El îți știe destinația. Tu ești nemaipomenită. Îți dorim fericire nelimitată, iubire adevărată, surprize plăcute, îndeplinirea dorințelor. Acest moment să fie începutul unei noi vieți pentru tine. Visează! Mulți ani încununați cu pace interioară și liniște mentală îți dorim. Îți vom fi mereu alături și te vom susține în toate cele propuse. La mulți ani cu sănătate și speranță, draga noastră! Cu drag și stimă profundă, semnează prietenii din Chișinău. Eu oferim aplauze prietenilor pentru acest gest frumos. Acesta este mesajul și vreau să le transmitiți și dumneavoastră câteva cuvinte, cu siguranță privesc video-ul. Mulțumesc, Lăteț, din toată inima. N-am cuvinte. Mi-ați făcut o zi asta frumoasă, la care nici nu m-am așteptat. Din suflet vă mulțumesc. Mulțumesc Dumnezeu că am așa prieteni care mă susțin și la momente, și la ghine, și la rău. Să dai Dumnezeu sănătate, putere, liniște sufletească și numai bine. Sănătate la copii și bucurie din partea la copii. De ce mi-am mai scump pământul? Sunt copilul. Eu cred că eu și mamica o să alături, dacă fost tematica de copii, eu cred că dumneavoastră, la fel, o să felicitați fiica. O iubit foarte mult. Și asta cicătură care mi-a rămas față pământului, care pot să într-un grad și mă bucur. Ieșând să mă duc la lucru, tot mă bucur, mă întoarce și aveșii mă întâlni. Doresc pe viitor că Domnul să întoarcă fața la noi. Și te vadă, mami, și să-ți dă-i noroc. Și să-ți iasă în cale numai binele și numai bucuria. Și mulțumim la toți că astăzi când sunteți alături, fiindcă tare avem o durere imensă în suflet, nici nu ne-am gândit, că ne gândim toți cu lucru și zi de lucru și zic că, zic lui Inuță, cred că amândouă zi confiază. Dar ea că Dumnezeu e mare, dacă sunt prieteni și sunt adevăr, sunt adevărați și vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc și dumneavoastră. Mare drag! Să vă dea Domnul sănătate, dați-i mame, drum bun înainte. Mulțumesc, mamica. Și cum a zis tante Luda, să mișcă sus. Și tot timpul spui, da, într-adevăr, am să o fac, am să și bătăt ghine. Mergem că n-avem ce face. Nu mai avem noi bucurie și dar mergem, știi? Înainte că n-avem ce face, asta e. Și sănătoasă. Noi am organizat surpriza, am început să spun încă din aprilie. Eu am rămas și eu surprins că prietenii s-au gândit din luna aprilie la această dată de 5 iunie. Și prin apel telefonic, prin mesaje, am comunicat și am organizat să fie totul frumos, ca la carte, așa că să vă bucurăm în această zi frumoasă și aniversară. Îmi pare foarte bine că totuși surpriza a reușit la susul și chiar nu ați bănuit absolut. Să fii puile sănătoase, să fii băieți sănătoși. Mulțumesc. Cu siguranță au contribuit cu toții aici. Și mi-a făcut surpriză, într-adevăr, dar toți absolut, că nici nu ne-am așteptat, vă spunem, noi bucurăm foarte mult și da. Vreau ca, nu știu, cine este prezent și cine are dorința să o felicit pe doamna Ina. Să-mi tărească și să o susțin tot lucrul cel bun și nici vă păzător să nu alesă niciodată. Mulți ani înainte și cu sănătate. Să dea bună Dumnezeu! Doamne, cred că ne alăturăm la cuvântul de spus. Da. Mulți ani înainte și cu sănătate. Să dea Domnul în pas. Eu îmi doresc, în primul rând, să fie sănătoasă, fericită, Domnul să te întărească, să te păzească tot rău. Și doresc tot binele de lume. Te iubim mult. Mulțumesc frumos și eu vă iubesc. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, 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 mulțumesc,
și tu.